Iar acum imagini apocaliptice în sud-vestul Islandei, totul a început odată cu lăsarea nopții după o serie de mici seisme. După mai bine de câteva săptămâni de activitate seismică, un vulcan a erupt. Aproape 4.000 de oameni au fost evacuați din orașul Grindavík. Lungimea fisurii din vulcan este de aproximativ 3,5 km, iar lava a curs cu o viteză uriașă.